Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune Gorjul în direct. Alături de mine este domnul Raul Chiriac, directorul Serviciului de Investiții din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Este pentru prima dată când vine la noi în emisiune. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Domnul director, am putea vorbi despre tot ce s-a... toate lucrările de investiții din acest an. M-am gândit și am pus și pe burtiere, cum vă ziceam înainte de emisiune, un titlu în acest sens, să cuprindem cam tot ce s-a lucrat și s-a derulat ca proiect de investiție la noi în oraș. De asemenea, ar fi un subiect foarte bun să vedem ce se întâmplă cu Casa de Cultură, cu școlile, cu infrastructura, exact cum mi-a sugerat dumneavoastră mai devreme. Cu ce spuneți dumneavoastră să începem? Sigur că, de așa cum spuneți dumneavoastră, suntem spre sfârșitul anului și, bineînțeles, că încet, încet închidem șantierele la lucrările în execuție, finalizăm o serie de lucrări. De altfel, pe parcursul întregului an au fost realizate și finalizate o serie de lucrări. Pe de altă parte, programele multianuale de investiții ale primăriei, programe care sunt în acord cu strategia de dezvoltare a municipiului, sunt în derulare, astfel încât în permanență finalizăm proiecte noi pe care le dezvoltăm ulterior, începând cu anul viitor. Așa cum am spus, sunt în diverse stadii de promovare, o serie de investiții de importanță deosebită pentru municipiul Târgu Jiu. Stăm mai bine ca în alți ani? Anul acesta? Cu siguranță, să știți, mai ales în acest an, ținând cont că este și anul în care demarează proiectele pe fonduri europene, bineînțeles că investițiile sunt de la an la an mai numeroase, ținând cont de aceste programe, dar și de faptul că o serie de multe investiții din toate domeniile, de la învățământ, la infrastructură, protecția mediului, multe din aceste proiecte se realizează 100% de la bugetul local și sunt destul de numeroase și de importanță pentru locuitorii municipiului. Iertați-mă, apropo de banii de la bugetul local, știu că foarte multe primării au avut necazuri cu fondurile, n-au fost niciodată de ajuns rectificările bugetare și vreau să vă întreb dacă banii de la municipiu au fost de ajuns pentru tot ce ați avut dumneavoastră ca țintă în acest an? Sigur că da, întrucât estimările veniturilor au fost realizate în mod corect, angajamentele, în primul rând, că nu se fac angajamente la primăria municipiului Târgu Jiu fără a fi asigurată finanțarea, iar angajamentele se fac în momentul achiziției lucrărilor sau serviciilor sau dotărilor, astfel încât toate aceste lucruri sunt corelate din punct de vedere contabil, astfel încât a putea face plata tuturor facturilor care vin pe parcursul anului. Deci se va încheia anul acesta cu bine, ca să spun așa. Sigur că da, deci toate facturile sunt onorate, toate facturile sunt onorate la zi, nu avem probleme de întârzieri în plata facturilor. Haideți să vorbim despre Casa de Cultură. Este un obiectiv important. Primul pas a fost făcut, așa cum știți, în momentul în care municipalitatea a achiziționat. Este îmbucurător faptul că a fost această oportunitate și municipalitatea a achiziționat Casa de Cultură. Imediat după acest prim pas, deja la nivelul primăriei, s-au făcut demersurile pentru realizarea proiectării, dar și pentru obținerea finanțării obiectivului. În acest moment putem spune că proiectul este depus la Compania Națională de Investiții, care poate finanța astfel de lucrări în cadrul subprogramului Așezăminte Cultural. Este unul din subprogramele realizate prin Compania Națională de Investiții. Au fost parcurse toate procedurile primei faze, astfel încât am fost informați de către reprezentanții Companiei Naționale de Investiții în mod oficial că obiectivul a fost inclus în lista sinteză. Urmează finalizarea studiului de fezabilitate, care se vor regăsi și principalii indicatori tehnico-economice a investiției și asigurarea finanțării, așa cum decurge acest program. Sperăm ca de la anul viitor, fiind finalizate toate documentele, procedura de achiziție a lucrărilor și efectiv să înceapă și lucrările. Care e evaluarea? La nota conceptuală elaborată la nivelul primăriei, atunci când s-a demarat procedura de achiziție a proiectării,
estimarea costurilor pentru punerea în funcțiune a obiectivului se ridica la aproximativ 4 milioane de lei. Bineînțeles că am luat în calcul o reabilitare integrală a obiectivului, pornind de la arhitectură, finisaje, dar și toate instalațiile. Bineînțeles, sala de spectacole, înlocuirea tuturor pieselor de mobilier, a scaunelor, amenajarea sălii de spectacole, este primul reper în ceea ce privește reabilitarea sălii. Mecanica de scenă, refacerea acesteia, ținând cont că așa cum știm, din anii 70, de când a fost dat în folosință Casa de Cultură, s-au realizat spectacole de toate genurile, de la operă, filarmonică, teatru. Acolo se organizau toate evenimentele. Toate genurile de spectacole și pentru toate aceste genurile de spectacole, bineînțeles, mecanica de scenă era adaptată pentru a satisface toate aceste genuri de spectacole. Și prin urmare este necesară și refacerea mecanicii de scenă, plus toate instalațiile, de la instalația electrică. Deci va fi un proiect destul de mare. Sigur că da. Așa cum am estimat noi la 4 milioane de euro, plus amenajările exterioare și întreaga arhitectura clădirii. Refacerea finisajelor, mai precis. Dar structura de rezistență, cum să spun, e... De rezistență, adică mai rezistă? Da, bineînțeles, în partea de documentație la faza de studiu de fezabilitate a fost elaborată și expertiza tehnică a clădirii și bineînțeles că se iau toate măsurile astfel încât construcția să corespundă din toate punctele de vedere, inclusiv din cel al siguranței. Da, dacă nu mă înșel, cred că nu s-a făcut nimic la Casa de Cultură de vreo 30 de ani. Nu, bineînțeles, ea a fost pusă în funcțiune în anii 70, la începutul anilor 70, s-au făcut, practic, recompartimentări, dar structura de rezistență nu a suferit. Deci să spunem că lucrările ar putea începe la Casa de Cultură în anul viitor, cu siguranță. În prima parte a anului, după părerea dumneavoastră? În prima parte a anului va fi, bineînțeles, să ne gândim că urmarea elaborării studiului de fezabilitate vor și aprobarea prin ordin de ministru a investiției conform procedurilor care se derulează în cadrul programelor finanțate prin Compania Națională de Investiții, dar se va derula procedura de achiziție. Da. Procedura de licitație urmată de încheierea contractului. În momentul când vom avea contractul, vom putea spune calendarul exact, dar cu siguranță anul viitor se vor întâmpla. E bine că este în lista de investiții a CNAIR-ului. Da, Compania Națională. Că, odată cu schimbarea de putere, bănuiesc că nu-și schimbă și lista. Ne putem aștepta la o... Nu, domnul primar chiar a fost la București și chiar ieri și s-au discutat aspecte referitoare la investițiile realizate în municipiul Târgu Jiu, inclusiv acest obiectiv. Uh-huh. E un lucru îngucurător. Va fi aprobat acum. A fost inclus în lista sinteză, dar finanțarea prin ordinul ministrului finaliza toată această procedură privind finanțarea prin emiterea ordinului de ministru. Spuneați dumneavoastră că sunt ceva investiții și la școli. Nu foarte de mult s-a întâmplat povestea la Spiru Haret când s-a desprins niște țigră. Da, și au fost luate măsurile urgente, chiar se lucrează în aceste zile la atunci cu acel prilej a fost convocat, domnul primar a convocat Comitetul Local pentru situații de urgență, a fost emisă hotărârea Comitetului Local și s-au luat toate măsurile, inclusiv avizul, ținând cont de faptul că obiectivul respectiv este un monument istoric, s-a obținut și avizul de la Ministerul Culturii pentru aceste lucrări de intervenție și se lucrează. Lucrările vizează strict acele măsuri necesare pentru înlăturarea pericolului. Da. Iminent. Însă obiectivul respectiv, Colegiul Național Spiru Haret face obiectul unei investiții importante pentru municipiu. Este vorba de includerea acestuia alături de reabilitarea Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Sunt două obiective importante, de altfel și cele două clădiri sunt două clădiri de referință în ceea ce privește arhitectura la nivelul municipiului și ele sunt cuprinse într-un program de investiții al municipiului Târgu Jiu, program finanțat atât de la bugetul local, dar și inclus în Programul Național de Dezvoltare Locală, finanțat și de la bugetul de stat.
cofinanțare, buget de stat, buget local. Și când... Obiectivul a fost în achiziție, începând din acest an, din vara acestui an, a fost în procedură de achiziție, nu s-a concretizat cu semnarea vreunui, nu s-au prezentat oferte operatori nici la Liceul Tudor, nici la Liceul Spiru Haret. Au fost reactualizate documentațiile, inclusiv valoarea acestora, și s-a reluat procedura de achiziție, care are loc chiar în aceste zile. Sperăm ca, mai mult ca sigur, acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului, să fie semnate contractele de execuție. Și aici, vorbind de Spiru Haret, este o investiție mare. Pe lângă reabilitarea clădirii principale, la care facem reabilitare ce cuprinde înlocuirea tâmplăriei, acoperișului, refacerea fațadelor, tâmplăria interioară, exterioară, să nu uităm că obiectivul tâmplăria este din lemn stratificat, ținând cont de faptul că este monument istoric, da. Plus toate finisajele interioare, parchet, instalație electrică, finisaje. Pe lângă obiectivul principal, se reabilitează și corpul B de săl de clasă, dar și biblioteca colegiului. Valoarea totală duce undeva la spre 9 milioane de lei, deci 90 de miliarde de lei vechi, valoarea obiectivului. Similar la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, este în procedură de achiziție. Dar de ce reabilitarea s-au prezentat, oare... colegiului? Constructori la licitații. Probabil nu mai sunt, avem, este una dintre cauze, se pare, fiindcă nu este un caz singular ceea ce s-a întâmplat cu cele două obiective. În general, din discuții am auzit în multe alte părți, sunt multe licitații la care nu se prezintă constructori, probabil că nu sunt nici firme, nu mai sunt... Chiar e o problemă. Da, din dacă ne gândim și la centura municipiului, știu că acolo s-a prezentat un singur constructor. Da, față da. De alții. Este una dintre probleme, categoric, lipsa forței de muncă. Să sperăm că, după cum am înțeles de la colegii de la achiziție, sau deja sunt înscriși la cele două obiective. Și asta tot pentru la nu vorbim de o reabilitare din aceasta mai la, zdravă. Atât la, da, și la Spiru Haret și la Tudor Vladimirescu, la ambele colegii, așa cum a spus, sunt cuprinse în program, sunt finanțate. Sperăm ca până, în mod normal, până la sfârșitul anului se vor încheia contractele de execuție. Da, și termenul de execuție este de 12 luni, deci până la sfârșitul anului viitor, cele două colegii vor fi reabilitate integral. În planurile acestea de investiții sunt cuprinse și parcări noi în oraș? Sigur că da. Acum trebuie să facem referire și la unele realizări care s-au făcut. Să nu uităm de parcarea de la stadion din incinta complexului sportiv municipal, parcarea subterană, la care e funcțională. Este funcțională, se lucrează în prezent la acel regulament prin care să se stabilească ce va fi supus aprobării Consiliului Local, prin care se vor stabili tarifele și modul de funcționare, programul de funcționare al parcării. Se parchează în momentul sigur la că care noi vorbim? Da, sigur că da, în momentul de față, experimental, fără plată, se pot parca mașinile pentru ca populația să se obișnuiască cu accesele, cu... Sigur. În parcarea respectivă, dar bineînțeles că prin hotărârea Consiliului Local se vor stabili toate regulile privind modul de funcționare a parcării. Revenind la unitățile de învățământ, doresc să spun că acestea sunt un domeniu prioritar la nivelul primăriei. S-au făcut foarte multe investiții în acest an, puse în funcțiune obiective care conduc la creșterea capacității acestora, la îmbunătățire substanțială a infrastructurii educaționale. Putem trece în revistă așa? Sigur că da, numai cele care s-au realizat, s-au pus în funcțiune în ultimul timp, și aici fac în ceea ce privește școlile generale. S-a realizat, s-a finalizat, recepționat și pus în funcțiune un nou corp cu practic supraetajarea școlii, corpului de clădire pe plus 1 de la Școala Sfântul Nicolae, unde s-au realizat 6 noi săli de clasă cu toate spațiile aferente. Este un local nou, dotat cu toate cele necesare, astfel încât să satisfacă solicitarea de înscriere a elevilor la școala respectivă. De asemenea, la Școala Generală Alexandru Ștefulescu
Termenul de finalizare a lucrărilor este în decembrie, o extindere prin care se realizează 5 săli noi de clasă, lucrarea este peste 90%. Știu că a răsărit o mare clădire acolo. Sigur că da, se va pune în funcțiune. De asemenea, în ceea ce privește învățământul profesional, colegii tehnice și școli profesionale, s-au luat o serie de măsuri pentru realizarea unor investiții astfel încât să se asigure practica elevilor, dotările necesare astfel încât să se poată califica numai toată omul să fie la școlile profesionale. Și dau exemplu, la Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru a existat oportunitatea de reamenajare a atelierelor liceului care se aflau, după cum se știe, la zona Artego, într-o clădire de la Artego. Da, făceau practică acolo. S-a găsit soluția ca într-o aripă a atelierelor, clădirii atelierelor de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, colegiul învecinat direct cu Colegiul Magheru, într-o clădire învecinată, așa cum, într-o aripă a atelierelor dezafectate, s-a reamenajat la standarde moderne, s-au reamenajat toate aceste ateliere, e o investiție importantă care s-a făcut. Liceul Magheru e fostul liceu de chimie, liceu foarte bun acum. Și practic în aceeași incintă. Da, fuseseră lăsate de izbeiște acele ateliere. Sigur, și toate acestea plus dotările aferente, dispun, chiar vă invităm să, când mi-ar face o mare plăcere să merg, sigur. Sigur că da, este o investiție de care se bucură cei de la Colegiul Magheru. Așa cum am spus, pe lângă amenajarea corespunzătoare la standarde, dar și dotările aferente pentru toate aceste ateliere. Rămânând aici pe acest subiect, vreau să spun că s-au luat toate măsurile, astfel încât toate spațiile care au fost dezafectate la acele clădiri să poată fi utilizate și în mod eficient. Acea clădire a atelierilor de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, unde parțial a fost refăcută pentru amenajarea acestor ateliere, un alt corp rămas dezafectat și neutilizat, face obiectul unui proiect prin care se va amenaja o grădință cu program prelungit în zona de nord. Zona de nord care, după analiza făcută cu cadrele didactice, prezintă nu oferă suficiente spații pentru copii din învățământul preșcolar. Dacă celelalte zone au mai multe, zona de nord totdeauna s-a confruntat cu această lipsă. Grădiniță. O grădiniță cu 6 săli de grupă, cu program prelungit, cu bloc alimentar, cu tot ce trebuie, inclusiv curtea interioară, fiindcă din incinta de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, așa cum a stabilit și cu domnul director de la colegiul respectiv, se poate delimita exact acea suprafață necesară pentru curtea exterioară a grădiniței și cu acces din exterior, din strada Lujerului, ne intersectându-se deloc accesele liceului cu grădinița. Poate, da. Dar apropo, vă întrerup un pic. Sunt multe clădiri în Târgu Jiu care sunt... vă dau și un exemplu. Poate mă înșel, nu știu exact. Acea fostă fabrică de țigarete, o clădire imensă, mare, așa, are... cum să zic, s-a găsit o utilitate, da, părea, nu, sau este în domeniul privat? Înțeleg ce spuneți, dar nu fac parte din domeniul public. Da, concentrăm și ne putem stabili anumite funcțiuni pe ce este în patrimoniul municipiului. Sunt investiții private care... N-am știut că în domeniul public. Da, că ar mai fi multe clădiri care ar putea avea un scop. Au rămas fostele fabrici, am sigur, mai văzut că, niște... Bineînțeles, din punctul de vedere ceea ce se poate realiza finanțat din bugetul local, din patrimoniul municipiului, la nivelul primăriei, dau exemplu pentru centralele termice. Da, majoritatea centralelor termice din municipiu au primit destinație. Da, grădinițe, da, da. Creșe... Bine, că aveau nevoie și pentru un centre de permanență. Și era pentru, posibilitatea și asta. Și pentru servicii sociale au fost... Spunea directorul de la Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate, domnul Șurlea, se plângea că normal ar trebui să fie mai multe centre și de permanență. Și ultimul exemplu pe care vi-l dau, acum vis-a-vis de aceste centrale, că s-au luat toate măsurile de a primi o altă destinație, de a se reamenaja, este centrala termică din zona 1 mai vest, unde în prezent deja se lucrează, și aici revenim la învățământul preșcolar, se lucrează la amenajarea în această incintă a
noului local pentru grădința numărul 15. Din strada 11 iunie este o grădință cu program normal, la care imobilul a fost retrocedat către proprietar, da. Către proprietar și în condiții superioare, mai generoase din punct de vedere al suprafețelor, se poate reamenaja, se reamenajează. De fapt, lucrarea este în execuție, în primăvară va fi finalizată în acea centrală, care, din fericire, se află în vecinătatea directă a grădinței cu program prelungit de pe strada 11 iunie, grădința Constantin Brâncuș. Practic vor dispune de aceeași încintă, deci și-a găsit un loc, da. A fost un și caz fericit. E nevoie de noi grădinițe în oraș, și, pentru că de fiecare dată, în fiecare an, e o mare disperare printre părinți. Da. Și o bătaie foarte mare pe locurile de... Vreau să spun și tot la, da. La nivelul de învățământ, prin investițiile care se realizează la nivelul primăriei, se vor... suplimenta numărul de locuri cu aproximativ 500 locuri pentru copii preșcolari în obiectivele noi care se vor realiza. Am spus, este vorba de această grădiniță, de grădinița din zona de Barcader la care am făcut referire. Prin programul finanțat din fonduri europene avem două grădinițe în zona de sud la 8 și de pe strada Mioriței și grădinița Mihai Eminescu de pe strada Olari, care sunt în procedură de achiziție, sunt finanțate în cadrul programului operațional regional. Ambele grădinițe se vor extinde cu câte un corp unde se vor realiza 4 sel noi de grupă și toate spațiile aferente. De asemenea, este finalizat proiectul de construire a noului local pentru grădinița 10. Grădinița 10 care ține de liceul teologic și se va realiza o grădiniță parter cu etaj, cu 6 sele de grupă și cu toate spațiile necesare. Și de asemenea vor începe în perioada următoare lucrările finanțate în parteneria de către Municipalitate și Ministerul Educației, construirea unei grădinițe cu program normal, cu 3 grupe în zona de Barcader, chiar în vecinătatea orașului. Blocurilor anele. Sigur că da. Deci, practic, pornind de la grădinițe, învățământ preșcolar, la școli generale, licee tehnologice, școli profesionale, colegii, toate sunt cuprinse în programul acesta de investiții majore care îmbunătățesc infrastructura educațională. Și ca să închei la acest capitol, aș vrea să spun că, pe lângă toate dotările și investițiile care s-au făcut, și aici mai enumăr bazele sportive care s-au făcut, 16 noi terenuri de sport la unitățile de învățământ care au fost făcute în acest an, realizate în acest an. Terenuri de fotbal, basket, handbal, teren sintetic, care sunt dotate cu instalații de nocturnă, toate dotările sportive. Pe lângă toate aceste investiții, vreau să spun că în ultima ședință de Consiliu au fost alocate de către primărie către 19 unități de învățământ sume sau alocări financiare din bugetul local în bugetul propriu al unităților pentru achiziționarea de calculatoare, mobilier și alte dotări de care au nevoie. De care au nevoie. Da. Domnul director, aș fi vrut să vă întreb cât, dacă vă afectează lipsa planului urbanistic general. Și în ce sens, îmi cer scuze. Bineînțeles. Știu că se domnul primar de multe ori a spus în emisiune că va fi un plan urbanistic general. Și zilele trecute domnul primar a convocat pe cei responsabili, inclusiv elaboratorul serviciilor de proiectare de la București, care știu că a fost luase legătura cu un de curând aici. Am înțeles că documentația este finalizată, practic este la faza de obținere a vize pentru documentație. În ceea ce ne privește din punct de vedere al investițiilor pe care realizăm, bineînțeles că atâta timp cât obținem, sunt documentație, pe documentația existentă se pot obține autorizațiile de construire și toate documentele astfel încât să realizăm investițiile, nu este un impediment. Dar bineînțeles că până la urmă este nevoie, fiindcă acel plan vizează dezvoltarea municipiului. Municipiul se dezvoltă, sunt poate zone noi care trebuie încadrate din punct de vedere funcțional, dar știu că au fost toate măsurile, toate aceste zone de colegii de la Serviciul Urbanism au fost luate în calcul, zonele noi, acolo unde se propun diverse funcțiuni, planuri urbanistice zonale, s-au propus toate pentru includere în acest document general care se cheamă Planul Urbanistic General și care până în final trebuie să-și ia vizele și să fie aprobat în Consiliul Local. Putem spune că nu s-a construit haotic,
din lipsa acestui plan? Până la urmă, bine, sunt probleme legate de urbanism și este, dar până la urmă este un regulament general de urbanism, deci în autorizațiile sau certificatele de urbanism, în mod categoric, cu siguranță, pe de o parte, există acel punct, dar este regulamentul general de urbanism care prevede regulile de construire. Funcție de zonă, funcție de tipul investiției și categorică trebuie respectate. Aveți sesizări în legătură cu, știu eu, astfel de situații? Bine, probabil că astfel de sesizări la orice serviciu de urbanism din țară, categorică, sunt firești. Da. Sesizări probabil există. Normal că există, bineînțeles. Bun. Haideți să vorbim un pic și despre teatrul de vară. Știu că și acolo erau niște planuri de a se reabilita. Da, în domeniul culturii. Și aici revenim. Am făcut trimitere la Casa de Cultură, la obiectivul pe care ne-l propunem și îl vom realiza. Dar sunt o serie de obiective majore, mai ales ținând cont de specificul orașului, de faptul că aici există ansamblul monumental Calea Eroilor, creat de Constantin Brâncuș, și bineînțeles că până la urmă identitatea orașului se conturează în această area a culturii și legat de Constantin Brâncuș. Și atunci, bineînțeles că au fost promovate în acest an și sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a orașului o serie de obiective care să conducă la acest scop. Și aici vorbim de Calea Eroilor, de proiectul de Calea Eroilor, la care s-a făcut vorbire și aș vrea să informez că deja contractul a fost încheiat. Urmează zilele acestea să fie semnat de ambele părți și de către constructor. S-a făcut comunicarea, constructorul trebuie să prezinte, semneze contractul de execuție. Cum va arăta? Iertați-mă, cum va arăta? Cum e proiectul? Avem un proiect general pe Calea Eroilor, care a fost prezentat de mai multe ori, care cuprinde întreaga axă. Cuprinde întreaga axă între cele două parcuri, dar și lucrări conexe, cum sunt parcaje subterane în zona centrală, în zona Pieței Magheru, mai precis, un pasaj subteran, extinderea centrului civic în zona statuii Magheru, acolo unde, realizându-se acel parcarea subterană la nivel, se va extinde centrul civic, practic tot pentru loazir, promenadă și iar. Însă, sigur că da, este o lucrare mare, este unul dintre obiectivele de referință. În acest moment noi am avut finanțare pentru un tronson din tot acest proiect major și este vorba de tronsonul cuprins din Calea Eroilor, cuprins între intersecția cu strada Popa 7, deci practic din zona centrului civic până în spatele bisericii, de fapt la intersecția cu Mărășești. Tronson pe care se va reconfigura în sensul în care porni de la infrastructură, adică schimbarea canalizărilor, menajeră pluvială a alimentării cu apă, astfel încât acestea să nu mai prezinte deficiențe sau să necesite intervenții în anii următori. De la infrastructură, refacerea pavimentului printr-un material din andezit, paviment din andezit, cu toate amenajările peisagistice, spre exemplu în zona celor două parcuri, parcul de la Energeticianul și spațiile verzi de la școala Ștefulescu, care sunt de o parte și de alta Căi Eroilor, se vor reface, se vor reamenaja peisagistic, inclusiv instalațiile de irigație, iluminatul ambiental pe toată artera, crearea unei interfațe între stradă și gardurile existente, întrucât aspectul, din punct de vedere estetic, aspectul gardurilor nu este unul unitar. Neputând să înlocuim gardurile proprietarilor, se vine cu un nou gard care dublează acele împrejmuiri, între cele la 30 de centimetri, acel nou gard care de fapt va fi un fel de mobilier urban care va integra în el repetitiv bănci, coșuri de gunoi sau stâlpi de iluminat sau acele cofrete de gaze și de curent electric. Iar între cele două împrejmuiri se va realiza o pânză verde astfel încât să fie o continuitate între cele două parcuri. Adică între parcul
municipal și parcul Colonii să fie o continuitate de... Sunt o serie de amenajeri peisagistice care, bineînțeles, din punct de vedere arhitectural, peisagistic, vor aduce un... Da, cu siguranță un plus și probabil acolo că va fi și un argument în plus pentru acel dosar de includere a ansamblului monumental în patrimoniul universal. Da. Sigur că da. Deci pe lângă acest proiect, este proiectul Casei de Cultură, de asemenea am inițiat în această perioadă și până la sfârșitul anului, dorim să finalizăm documentația pentru la proiectul de reamenajare a parcului de la statuia Tudor Vladimirescu și aici gândim o reconfigurare a aleilor, a finisajelor, materialelor, a fântânii arteziene, a iluminatului, practic clar, o reconfigurare, fiindcă dorim mai ales ținând cont că în 2021 se împlinesc 200 de ani de la Revoluția Tudor Vladimirescu, o cifră rotundă, să anul viitor să finalizăm lucrările la acest parc, să le realizăm. Teatrul de Vară, la care ați făcut referire, și mai sunt și alte proiecte, face parte din acest pachet de proiecte pe care ni le propunem. Teatrul de Vară este o investiție pe care ne-am propus și pentru care am făcut demersuri la Ministerul Dezvoltării în cadrul Programului Național de Dezvoltare Local, a fost declarată eligibilă, dar nu este finanțată în acest moment. Ne-am de dorit o reconfigurare, bineînțeles o reașezare, o refacere atât a sălii, a scaunelor, a zonelor pentru spectatori, dar și o acoperire, o realizare a unei săli nu neapărat efectiv închisă ermetic, ci doar protejată pentru ploaie, deci de a avea și de a, da, și se putea a desfășura spectacole probabil, și de a se putea desfășura spectacole, da, și pe timp mai puțin favorabil. Să ne întoarcem un pic la școli. Aș fi vrut să vă întreb, au existat de-a lungul timpului niște idei de comasare a unor școli? Și legat de ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că practic se dezvoltă rețeaua școlară și preșcolară. S-au luat în calcul sau au venit cei de la inspectoratul școlar la primărie să spună, dom'le, ar trebui să comasăm, ar trebui să... Mai este în picioare această posibilitate, după părerea noastră? Domnul primar, știu că a purtat discuții, este direcția de patrimoniu care se ocupă de rețeaua școlară. Probabil sunt propuneri care se analizează vis-a-vis de eficientizarea procesului de învățământ. Nu pot să spun dacă s-au luat decizii vis-a-vis de anumite comasări în acest moment, dar știu că se fac analize la nivelul... Deci încă se fac, și la direcția de patrimoniu, sigur că da. Atunci ar fi, cum să zic, o schimbare și pentru, știu, direcția pe care dumneavoastră o conduceți. În ceea ce ne privește direct Serviciul Investiții... Serviciul, da. Bineînțeles, practic avem menirea de a realiza acele investiții necesare și care se... sunt oportune pentru învățământ, partea de rețea școlară, de învățământ, așa cum am spus, este de competența altor. Nu, mă gândeam că poate ați auzit că chiar s-a vorbit anul acesta. Da, știu că se fac analize vis-a-vis de aceste aspecte. Haideți să mai vorbim un pic de infrastructură. M-ați întrebat la începutul emisiunii și aici vreau vis-a-vis de, bineînțeles că cele mai mari proiecte, ținând cont de valoarea acestora, se realizează prin programul operațional regional finanțat din fonduri europene. Și aici știu că m-ați întrebat de partea de troleibuz, da, de acel vorbim. Proiect major. Aș vrea să spun în primul rând faptul că noi în acest an până la 31 martie ne-am îndeplinit obligațiile și acelea de a depune toate proiectele eligibile la Agenția depuse, de Dezvoltare Regională, au fost depuse astfel încât să fie eligibile, s-au parcurs toți pașii, astfel încât în acest moment sunt semnate contractele de finanțare și aici vorbim în principal de axa 4, care sunt mai multe subdomenii și practic am atins toate aceste subdomenii. Proiectul major, bineînțeles, este acela de reabilitarea transportului public în comun. Au fost încheiate contractele de finanțare pentru, practic, pentru toate, aproape toate obiectivele și
multe sunt deja în procedură de achiziție. Pentru proiectul major, chiar a parcurs, așa cum a spus, toate etapele. Chiar ieri domnul primar a fost la minister și cât de curând, zilele următoare, va fi semnat contractul de finanțare, astfel încât să putem demara următoarele etape, proiectul tehnic și execuția lucrărilor. Este un proiect major, privind care, bineînțeles, va avea un impact pozitiv asupra mobilității urbane din municipiu. Păi da, până atunci, cred că tot orașul va fi un șantier. Proiectul dar e bine cuprinde, să fie. Deci n-am, bineînțeles, este un proiect de... Numai acest proiect este de o valoare de aproximativ 20, aproape 21 de milioane de euro, la care se adaugă proiectul complementar. Știu că m-ați întrebat, proiectul complementar de aproximativ încă 13 milioane de euro. Deci vorbim numai pe acest obiectiv al transportului în comun. 21, practic 34 de milioane de euro numai pe transportul în comun. Proiectul acesta plus proiectul de achiziție a încă 20 de mijloace de transport. Este aici vorba numai de achiziție, care se face în parteneria cu Ministerul Dezvoltării. Pe proiectul de bază, pe lângă, sunt și acolo prevăzute încă 15 mijloace de transport în comun, deci municipiul va beneficia de 35 de troleibuze noi. 35 de așa, dar... Dintre care 12 sunt concepute astfel încât să aibă autonomie, adică de la capătul rețelei să poată deservi localitățile, componente sau zonele periferice ale municipiului. Dar la proiectul de bază vreau să zic că faptul că este un proiect de reabilitare a întregului sistem prevede, pe lângă achiziția aparatelor, mijloacelor de transport, refacerea integrală a rețelei de contact, înlocuirea stâlpilor, introducerea în subteran a cablu, în paralel cu acesta se derulează, sunt mai multe proiecte pe care... Deci, ca să vină acele mașini noi, troleibuze, cum vor funcționa acestea pe vechea rețea? Sau se reface și rețeaua, întreaga rețea de contact, inclusiv stațiile de redresare, clădirile de la depou. Deci, sigur că da. Întâi se vor începe aceste lucrări de infrastructură? Ele vor începe în paralel, bineînțeles. Achiziția este separată. Achiziția, așa cum am spus, sunt în total 35 de mijloace de transport vor fi, dar una este parte de achiziție și parte de lucrări. Ele se fac în corelare. Dar sunt multe proiecte mari finanțate din fonduri europene. La acestea se adaugă proiectul de modernizare și eficientizare a sistemului de iluminat public, un alt proiect în valoare de aproximativ 5 milioane de euro, care deja este în procedură de achiziție a lucrărilor. Mare parte din aceste lucrări de iluminat public sau de transport în comun se întrepătrund în sensul în care se fac corelat, fiindcă își urmează în mare parte același traseu, respectiv traseul transportului în comun. Din zona de nord, pe Bulevardul Ecaterina Tudoroiu, către zona de sud, prin Bulevardul Brâncuș, Unirii, Republicii, Nicolae Titulescu, plus Calea Severinului, Calea București. Pe tot acest traseu, practic și cablurile existente de curent vor fi introduse în subteran, totul va fi introdus, fibra optică, astfel încât și din punct de vedere estetic și funcțional, mare parte din oraș, prin realizarea acestui proiect, va avea o altă față și, bineînțeles, și... Apropo de altă față, cam în cât timp credeți că Târgu Jiu va avea o altă față? Cam câți ani credeți că e... De câți ani este nevoie ca tot ce m-am vorbit astăzi aici să se întâmple? Deci, dacă ar fi să... Normal că fiecare lucru se face pas cu pas. Păi, de la pas la pas, lucrurile se transformă. Multe lucruri se transformă. Bineînțeles că sunt și alte investiții care tind de partea estetică, cum ar fi programul de reabilitare a blocurilor, la care avem deja încă 11 blocuri cuprinse, blocuri din zona centrală și alte zone energeticienilor, dar mai sunt și altele propuse și care vor fi finanțate până și prin refacerea fațadelor blocurilor. Este evident că se produce o ameliorare, o îmbunătățire a aspectului orașului, dar normal toate aceste investiții se fac pas cu pas în tot timpul. Știu. Sunt investiții care se finalizează, încep unele. Noi dorim, avem un
o strategie, un program strategic și ideea este o perioadă de 15 ani. Și ideea este de a... sunt multe proiecte în acea strategie, dar ideea este de a ne urma pas cu pas acea strategie. Și să se respecte. Adică proiectele stabilite să se ducă la... La bun sfârșit. Și... Știu că va dura, dar chiar vreau să știu cam cât... Da, sunt. Bineînțeles că periodic se fac acele strategii de fiecare dată. Este o dinamică. În timp lucrurile se schimbă în orice comunitate. Din punct de vedere urban apar noi necesități și municipalitatea și autoritățile trebuie să plieze pe aceste domnul director, vedem foarte necesități. Bine că în fiecare zi aceeași problemă cu traficul rutier, cu străzile. Sigur sunt că da, aglomerate. Este o problemă generală. Puține, da. Normal, sunt măsuri care se pot lua, sunt și măsuri care se pot lua mai greu pentru a rezolva toate necesitățile. Este o stare de fapt, de altfel. Circulația rutieră a crescut, numărul de mașini a crescut peste tot, în toată țara. Și bineînțeles că problemă, sunt probleme, dar se încearcă, se iau, se analizează, este Comisia de Circulație, se iau probleme vis-a-vis de circulațiile pe anumite străzi, de găsirea de noi locuri de parcare, de asta posibilitatea de amenajare. Sunt probleme punctuale, sunt probleme de mai de perspectivă prin realizarea unor investiții mari care să conducă și sunt. Avem proiecte în care avem propuse aceste locuri, parcări subterane, dar bineînțeles acestea sunt investiții care, ca orice investiție majoră, se vor dura. Sunt pașii care trebuie urmați. Dar sunt și multe măsuri punctuale care conduc. Da, am văzut. Pas cu pas la o îmbunătățire. Am văzut recent acele alveole amenajate pe bulevard, dar vreau să vă întreb dacă mai există spații pentru noi parcări din acestea luate de nevoie acum, în prezent, ca să spun. Mai aveți... În incinta cartierelor, pe de o parte, la parcările de reședință, se fac este un program continuu, care se derulează continuu, în permanență, noi zone, noi cartiere la care se atribuie locurile de parcare. Știți că lumea se și supără că sunt unele cartiere în care este un excedent. Sunt mai multe locuri. Sunt cartiere în care nu fac față numărul de locuri în funcție de... Da. Dar să știți că sunt și cartiere în care nu se ocupă toate locurile de parcare. Știți că lumea se și supără atunci când se face o nouă mică parcare, știu eu, în jurul blocurilor. Dispar zonele verzi. Da, s-a mai reconfigurat, dar toate, se fac cu avizele necesare. Știu că doar nu e ilegal, dar vreau să vă întreb de spații verzi. Aveți planuri în privința asta? Două aspecte. Sunt spațiile verzi, sunt competența serviciului de specialitate, care prin societatea edilitară realizează întreținerea spațiilor verzi din municipiu. Mă gândeam dacă dar, se mai înființa niște spații verzi pe de altă parte, pe aici, pe Colea. Sigur că da, și revenim la programul din fonduri europene. Vă dau două exemple care sunt certe, pe lângă alte propuneri și alte proiecte la nivel de în diverse stadii de promovare, dar vorbesc de două investiții certe pentru care este semnat contractul de finanțare. Și exact pe axa 4, m-ați întrebat dumneavoastră, finanțat din fonduri europene, o să vă spun prima zonă. Este o zonă de agrement. Contractul de finanțare este semnat. Da. Urmează definitivarea proiectului tehnic și achiziția pentru lucrări. Undeva în primăvara anului viitor va fi finalizat contractul de execuție, termenul este de 12 luni. Este vorba de o zonă de 12 hectare în cartierul Narciselor, acolo unde municipalitatea a preluat de la Ministerul Apărării Naționale, a preluat o suprafață de 40 de hectare, pentru care a fost elaborat un plan urbanistic zonal care prevede mai multe funcțiuni, astfel încât zona să se armonizeze din punct de vedere funcțional. Să nu uităm că acolo este în dezvoltare construcția de locuințe pentru tineri, blocurile acelea anele. În acea zonă sunt cele 40 de hectare. Da. Din cele 40, care sunt o parte a zonei este stabilită ca funcțiune prin planul urbanistic zonal pentru construcția de locuințe pentru tineri în continuare și este îmbucurător că avem amplasament pentru construcția, pentru a continua construcția și a solicita fonduri de la bugetul de stat pentru
programul ANL și programul de locuințe sociale sunt prevăzute 1300 de unități locative în blocuri pe plus 7 ca regim de înălțime și acolo, revenind la zona de agrement, pe acea zonă, din cele 40 de hectare, 12 hectare o vor constitui zona aceasta de agrement, pentru care, așa cum a spus, anul viitor se vor realiza lucrările. Însemnând alei, piste de biciclete, spații verzi, amfiteatru în aer liber, unde se pot realiza spectacole la nivelul municipiului, cu toate instalații de iluminat, supraveghere video, instalații de irigații, tot ceea ce poate cuprinde locuri de joacă pentru copii, locuri pentru de mobilier, pentru practicarea sportului în aer liber de către adulți, tot ceea ce cuprinde va fi un punct de atracție, cu siguranță, pentru locuitorii municipiului. Întrucât are și accesele facile, este acces odată din interiorul cartierului Narciselor, din strada Marin Preda, dar are o deschidere de peste 100 de metri și la strada Calea București, în dreptul unității militare, da. Sunt proiecte, pe lângă multe, acesta, multe proiecte de, sunt. Am vrut să vă dau, să vă dau un exemplu vis-a-vis de două proiecte certe, care, da, așa cum am spus, sunt finanțate. Un alt proiect este tot de spații verzi, contract de finanțare semnat și sunt în procedură de achiziție, este vorba de amenajarea 3 spații verzi, 3 părculeți în zona cartierului Obreja, mai precis între strada Tușnat și strada Ulmului, pe o suprafață de aproape 3000 de metri pătrați, se realizează aceste 3 noi părculețe, ele intră pe acest program finanțat în cadrul axei 4 a programului operațional regional, ca subdomeniu pentru zone de recreere pentru comunități defavorizate, ținând cont că este chiar în incinta cartierului Obreja, de fapt, amplasamentul respectiv, și acele 3 părculețe dotate, așa cum localnicii n-au decât să, localnici, locuitorii n-au decât să se bucure. Sigur că da, sunt locuri de joc. În vara anului viitor vor fi gata. Da, cu siguranță. În cursul anului viitor, deja sunt în procedură de achiziție. Domnul director, și aș mai avea, uite, ne-am apropiat de final și aș mai avea o întrebare. Dacă ar fi să vorbiți despre problemele pe care le confruntă, cu care vă confruntați dumneavoastră ca serviciu de investiții, care ar fi acelea? Nu pot să... Sunt problemele curente pe care natura serviciului trebuie să ni le îndeplinim, fiecare în funcție de natura serviciului. Pot să spun că sunt probleme deosebite. Este un volum mare de muncă, sunt multe lucruri complexe. Din ce în ce mai sunt investiții, partea de toată această muncă este din ce în ce mai complexă, sunt o serie de investiții, mai ales în această perioadă, ținând cont de faptul că pe lângă investițiile finanțate la bugetul local, așa cum am spus, încep și proiectele europene. Și aveți de această curentă. Da, consider că este suficient. Mai este loc? Adică aveți nevoie de personal? Da, de oameni este, care... bineînțeles, fiecare își vede la locul de muncă munca cea mai importantă, dar cred că este o muncă importantă și avem personal de specialiști în cadrul serviciului, încercăm să ne facem lucrurile așa cum trebuie. Normal, este firesc să fiecare să ne depășim momentele la locul de muncă. Am vorbit despre școli, despre Casa de Cultură, de teatru, parcul, așa, de Tudor Vladimirescu, de parcul de acolo, de ANL-uri. Deci, spuneați dumneavoastră că ar mai fi 1000... Da, deci odată în zona Narciselor la care am făcut referire, pe de o parte, pe lângă ce s-a făcut până în prezent, sunt incluse în programele de construire prin ANL încă 2 blocuri cu 40 de unități locative, dar, așa cum am spus, avem această oportunitate datorită acelei suprafețe de teren care a fost preluată și pentru care am făcut toate documentele necesare de la plan urbanistic zonal, așa cum am spus, pentru a solicita finanțare. Este îmbucurător că avem
suprafețe și oportunitatea de a construi în continuare. Normal că ne vom face datoria să elaborăm etapizat acele proiecte. Este vorba de, așa cum am spus, numai pentru acea zonă, 1300 de unități locative în blocuri pe plus 7. Cu siguranță că fondurile se vor putea etapizat, fiindcă sunt foarte multe blocuri în regim de înălțime pe plus 7, dar etapizat vom face toate demersurile, tot ceea ce ține de noi pentru a obține finanțare, atât pentru blocuri prin ANL, dar și blocuri de locuințe sociale, fiindcă sunt două programe la nivel național care finanțează construcția de blocuri. Cel de blocuri pentru tineri prin ANL și tot prin Ministerul Dezvoltării, de altfel construcția de locuințe după legea 114. Cerere există, bănuiesc. Sunt cereri, bineînțeles, și așa cum am spus, cel mai important lucru este faptul că deținem terenul și documentațiile de urbanism necesare pentru construcția acestor zone. Mai departe, facem demersurile către Ministerul Dezvoltării pentru a obține finanțarea. Bineînțeles, în condițiile în care noi o să finanțăm partea de asigurarea utilităților pe zonele respective, așa cum sunt programele respective. Domnul director, eu vă mulțumesc tare mult pentru participare și vă mai aștept și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc. Tuturor, o zi frumoasă, la revedere!